Yo, băieți, salutare și bine ați venit la un nou clip, bă, băieți, iar ne ținem de posta frumos și astăzi, băieți, suntem cu băieții și cu fetele pe Discord aici, pe serverul nostru, care îți găsiți în descriere, băieți, vindem conturi de Fortnite ieftine, șmecheri și dăm și giveaway-uri, bă, băieți, așa că fiți geană că vă fie șmecheri, așa că uitați pe serverul din descriere, vă așteptăm, bă, băieți. Și astăzi ne jucăm pe PC Bini Simulator, deoarece, după cum bine știți mulți dintre voi, noi fiind sărăchini, nu ne luăm jocurile de pe Steam și așteptăm să le dea gratis Epic-ul, pentru că, na, Epic-ul e foarte darnic, unul și le dă gratis, este așa? Și, așa cu apărut și PC Bini Simulator, să-mi iau și o PC Building Simulator și să îmi fac propriul PC în el, așa că let's see, dăm pe free build aici, poate misiunile viitoare facem și niște din alea super șmechere, cum misiuni de alea blană, așa că astăzi o să ne alegem o carcasă care seamănă cu a mea și niște componente, dacă nu găsim chiar ce avem în PC, asemănătorul. Asta am făcut-o data trecută, o bestie de PC. Vreau să-l iau de aici, să-l pun aici, așa. Și acum o să mergem să ne creăm un PC nou, așa că o să mergem să ne alegem o carcasă. Ce carcasă dintre astea seamănă cu a mea? Trebuie să aibă lumină pe față, astea nu. Trebuie să fac așa pe mijloc, așa. Asta seamănă puțin. Știi ce e să o luăm pe asta, care are lumină așa pe margine cum am eu. Bun. Bun, așa, bun. Am ajuns cu carcasa care arată mai șmecher decât a mea, dar, mă rog, nu contează. Am luat și noi ce am găsit, băieți, ok? Am luat și noi ce am găsit. Dăm remove. Nu contează carcasa. Voi mai aveți pe difon acum, băieții de pe difon, fetele? Vorbiți ceva sau salatini? A, da, mă dau pe difon, că ei vorbesc, mă rog. Așa, hai să ne dăm și noi, cum se cheamă, pe motherboard aici. Și să ne alegem placa noastră care, să mă rog, cum arată. Holy! Oh, am găsit, ha. Bine, nu e a mea, nu e adică chiar a mea, pentru că n-am, bineînțeles. Deci, LG1151, asta e că asta am nevoie de. Da, arată foarte deșit, adică, bine, nu cred că e chiar atât de mică a mea, sau? Bă, da, chiar atât de mică și handicapat arată. O să luăm chestia jos, că nu ne place culorul ăsta. Ne trebuie puțin RGB ca să facem calculatorul să arate mai bine. Cred că o să punem aceleași fenuri care le-am și eu, o să punem pe fața, n-am niciunul, o să punem aici sus unul și aici o să punem unul, dar o să le punem, aici să punem două, ca așa am și eu pe PC. Hai să dăm pe remove. Dăm pe remove și scoatem asta. Pentru că trebuie să punem cea mai colorată, care arată mai bine. Altfel nu e frumos. Ce nu e colorat, nu e bine, trebuie să fie colorat. Ok, păi hai să vedem dacă găsim ceva cu i5 cum am eu, așa. i5, bă, da, bă, sunt mort că n-am niciun procesor compatibil cu sărăcea de placă. A, bă, trebuie să găsim cea. Deci un Core i9, hai că am eu Core i9. Oh, i5 2600 capă, găsim un 9400 F. i5, hai că prindem dacă e. i5 6400, i5... Și i5 e să mâncați așa. Ai, mă, prietene, dă-mi Intel-ul meu care îl vreau eu. i5. Hai că e tinci, am zis e tinci. Ce idiotă, 8400. Ok, cel mai apropiat i5 de i5 e un 9600K, așa că o să-l punem pe ăla. V-am zis că nu o să găsim exact componentele, dar eu mă străduiesc să am totul gen foarte aproape. Să luăm ăsta. Și plasăm CPU aici. Și am uitat, trebuie să luăm și thermal paste pentru PC. Iar atât. Hai să punem asta pe procesor, frumos. Hai să mergem să ne luăm, pe CPU cooling o să mergem pe culorul ăla stock, adică hai să găsim un culor stock care arată cât de cât a culor stock. Mamă, cât de blană, cât de blană. Trebuie să-mi schimb și eu culorul, by the way, cam și eu o covenie de culori din ăla care e atât de subțire și nu știu culorul ăsta. Sărăci de... Oh, deja avem culori de astea pro aici. Trebuie să luăm ceva... Pa, știi ce ai să luăm pe ăsta? Că e cu alb, dar arată cât de... Arată bine, cred că. Adică seamănă cu al meu, ok? Graphics card, să vedem dacă găsim un 1660 de... E super. 1660. Mama, e că găsim dacă e... Mamă... 75... cât de blan arată ăsta, cred că... Cred că m-ar schimba, m-ar mânca și pâine să-mi schimb plăcuța video și cred că am pus ceași micher.
Cred că este 1660, da. Ar trebui să aibă mai multe plăjuri de jocul ăsta, că... De ce 1050 Ti, care e slab și nu e a mea? E vreo placa mea acum. Ai, dude, am sărăcerea de 710, care cred că sunt... Și n-am placa mea, care cât de cât nu e așa slabă. De ce o că nu e slabă? Probabil e slabă. Ah, 960, mamă, de ce nu sărăci din astea și nu e placa mea, șmecheră? Ai, odată, 1000, a, cred că am găsit 1600, no. Deci câte din astea mai sunt, ișdilă? Bă, mor aici, bă, nu găsesc placa mea, bă. Țineți minte că nu găsesc placa mea. Am găsit 1030. 1660. 1660, ai, ok, deci asta rămâne până acum. 1660, super. Dacă am găsit și cu un singur fan, ar fi și mai frumos. Ok, deci o să luăm pe asta, că e cea mai asemănătoare cu ce avem noi, deci... 1660, super. O luăm pe asta. A, am uitat să dau și eu remove pe la astea. Ok. Apoi... A, serios, mi-am pierdut placa. Mame, serios. Știu că era pe mijloc. Ok. Sunt aici, sunt aproape, nu mai mult de căutat. Le-am găsit în sfârșit. Nu seamănă până acum cu al meu, adică... Hai să punem și niște rami. Memory. Oh. De eu n-am. 4 giga. Mi-ar trebui niște plăcuțe de 8 giga din astea. Ok, bun. Găsiți la 2200 de MHz, am ies la 2400. Sunt sărăchi, ok, nu vorbesc de ele. Dar n-am avut ce să... Credeți-mă, eram... Nu mă pricepeam așa și mai chiar la PC-uri atunci. Am văzut că are RGB, nu? Atât am văzut. Să mă rog. Frumos așa, frumos. Hai să băgăm, ce mai trebuie să băgăm acum? Hai să băgăm storage. Deci am așa. Am unul de 480. Aici are 480. De 480. Sau de cât am? Stai că uit acum repede. Deci PC. Așa, 450 să zicem. Avem de 450 sau dacă nu pune de 500 numai să... Eu mă știu că poate găsește. Și dacă găsești, de ce să nu pui? Mamă, ce SSD-uri mari. 256, ok. Am unul de la Kingston de 256. Așa că o să-l pun și mai am încă unul. Da, eu am nevoie de unul care are 480, dacă știi ce zic. Ah, da, exact de asta. Mai am încă unul a data. Sau ambele s-a data, nu mai știu. Și îmi zice și mie cine un loc în care l-aș putea instala, doar așa. A. Ah, ce inteligent. A, bună idee, să dau și o remove la niște din astea de pe aici. Oh, man, serios, dude. Și nu pot să-mi instalez fucking ce am eu nevoie aici. Ah, și îmi place mie câteodată jocul ăsta așa îl urăsc când e fix, când face fix ce nu vreau să facă. Ce nu vrea să stea undeva? Oriunde, I mean. Bro. Bro, nu-l pot instala, serios. La ce mai pot să dau remove de aici? Hai să dau și la back panel remove. Am nevoie, cred. Oh, nu vreau să dau remove la chestia asta. Din greșeală, remove. Ok, hai să-mi aleg încă o dată ăsta și să vedem dacă putem să-l instalăm undeva, oriunde, nu mă interesează. Ah! Putem să-l pun aici. Bun. Power supply, hai să ne căutăm sursa noastră petardă. Astea-s din lea șmechere. Am găsit și eu la 400 sau ce serios cât am eu, sărăcii din alea. Pentru că mi-am găsit 8 perfect. Eu sărăcie de sursă cum am eu.
porcărie de sursă, cum a zis unul dintre voi, care încă își face treaba și n-a pocnit. Îi seama că încă n-a pocnit. Hai să luăm cu grei cu din astea. Îi conectăm. Power supply acolo, așa. Și ăsta îl punem pe undeva pe aici, să-și ia power. Copile, de ce nu merge? The fuck? Foarte fun să construiești calculatoare cu Darius. Ok, hai să vedem ăsta. Și ăsta. Ok, deci până acum, doar până acum, arată totul destul de ok. Mai trebuie să-mi instalez chestiile de la calculator înapoi. Și sursa asta, sau ce-o fie. Să-l montăm și asta pe undeva. Hai, man, seriously? De ce-mi fac surse, perfuse? Așa, PC parts. Ok, side panel. Nevoie de side panel, altfel nu e ce trebuie. Da, am uitat să punem ceva. Nu avem, bă, băieți, nu ne bate vântul în carcasă, să zic așa. Și nu știu cum să vedeți. Așa că nu avem cooler. Nu avem cooler din astea. Nu-mi vine acum aminte, bă, cum se numea. Iisus Hristos, Doamne, iartă mare. Așa. Trebuie să dăm jos asta. Ce nu pot să dăm jos asta? Ah, serios, dude? Mă trebuie să dau jos asta. Unplug motherboard. Ok. Ok, acum cred că putem să punem sărăcia aia asta de cooler. Că acum am adus aminte de ele. Deci am două aici sus, da? Deci o să trească să pun șuruburile la asta. Sper că merge microfonul și că nu filmez de aiurea, da? Pentru că eu câteodată filmez de aiurea pentru că nu merge microfonul. Și observ după filmare. Așa, și mai am ăsta de pus. Și ăla care nu cred că-mi intră. Și nu știu ce facem acolo. Trebuie să pun cea mai mic. Dar trebuie să pun o idee, sunt inteligent. Trebuie să pun cea mai mic acolo. Cea micuț. Vezi? Nu intră. Nu intră, vezi? Nu are loc. Așa că trebuie să pun cea mai micuț. Bun. Am gândit-o și la asta și punem. Deci. Cea la 120. Ok, să găsim cea cu din asta rotundă care are... Am găsit. Acum de-abia e partea interesantă. Am trebuit să conectăm din nou sursa. Ok, eu ce trebuie să conectez eu și unde? Ok, să luăm niște pin liber de aici. Amen. Ce nume? Opa, am găsit cablul ăsta pe aici pe undeva. Mi-arăta cu roșu ceva, unde e? De ce nu merge? De ce nu mergi? Eu trebuie să dau install. Interesant. Ok. Bro. Ok, ce mai am de instalat? Pot dau fucking power acum? Deci știu că mai aveam ceva de instalat. Ce mai aveam eu de instalat? Missing cables. Aia știu. Că mai trebuie să instalez ceva. Dar nu mai știu, mă. De unde am dat unplug la aia. E foarte fun, bă, băieți. Și mor câteodată de nervi, mă scufund. Mai stăm 5 ore până mi-aduc eu aminte. Unde trebuie să fac asta? Deci, dăm. Ok, să scoatem din nou asta. Ne-am removat tot side panel-ul ăsta și instalăm cablurile acum. Ok.
Copile, dar de unde trebuia să pun astea? Missing cable. Păi știu și eu că missing cable, da. Mă uit și aici. Nu mi-arată, băi, copile. Băi, nu mi-arată, mor. Fac un nervi aici, pă. Fac un nervi, pă. Pă, ăsta ești nebun. Sunt cam multe missing cable. Nu știu care e problema. Eu nu pot să-i dau turn on la PC, vă dați seama că eu sunt atât de idiot încât nu știu să fac un PC pe acest joc foarte simplu. Cum am făcut, am și un cable management super bun. Ce frumos arată, da. Mi-a plăcut. M-am mâncat pe mine că eu trebuie să pun prima oară, bă, uiți, prima oară trebuia să pun neapărat cooler. Eu la final n-am luat aminte de coolere. Și acum nu știu ce Dumnezeu pot să-i mai fac. Missing, deci aici îmi scrie missing cables, da. Ce cables missing? Caută coolerul ăsta aici. Trebuie și un cooler aici, cu toate că eu nu am așa ceva, pentru că nu, dar fi părit pe buget. Deci, mie trebuie să mi-arate cu galben, ce nu-i bine, bă, și, bă, nu mi-arată, bro, nu arată, adică, man. Bro. Hai să mă uit pe placă și să-mi aduc aminte de unde am scos aia. Ah. Bro. De ce nu merge? De ce nu merge? Bro. Unde trebuia să pun fucking chestia aia, dude? Mă mor eu de nervi. Ok. Bă. Deci ăsta e idiot. Îmi spune missing cables. Dar eu nu văd unde. Că eu pe tot ce pun mouse-ul. Îmi zice că e ok. Nu știu. Deci nu pot să dau în plagă. Adică. Și am aici cablul ăla, da? E bine. Tot e bine, nu înțeleg. Open memory chip. Oh my god, dude. Oh. Remove motherboard. Remove air cooler. Știi ce? Am făcut un fail. Așa să pun și în titlu. Bac piciorul ăia de treabă. Nu fac ei pe mine. Nici nu mai am chef să mai construim, băieți. Construim deja de 20 de minute ceva. E prea mult, bă, ce e prea mult, e prea mult. Adică nu mai dăm randament, ești nebun. Trebuie să mai instalez altceva înainte de asta. De ce nu mergi? De ce nu merge, dude? Să-i top panel. Mai power on computer. Cred că de-abia acum știu ce am făcut. Ia. Să că vă arăt acum. Asta de-abia e partea interesantă. Acum trebuie să dau la cables și dau... De-abia acum! Asta a fost partea interesantă. În sfârșit nu mai pot numi titlul ăsta un fail, deoarece, știi ce? Nu a fost un fail. A fost chiar reușit, între ghilimele. Știu că n-am mai pus dust filter-ul, nu trebuie. Lasă intre jegnil, că oricum m-a enervat PC-ul ăsta. N-am să pentru ce e. Am pus-o tu, da. Exact, uite ce PC ordona, ce frumos. Făcut de mine, de propria mea mânuță. Okay, cam așa arată. Power on îi dăm imediat, că acum trebuie să mă duc să-mi iau ce are aici. De ce nu merge PC-ul ăsta? Trebuie un PC. Trebuie un PC și aici.
Exact, asta l-am făcut ieri. Și am pus RTX 3080 sau 3090, așa. De fapt, nu-mi zice, trebuia să facem asta. Trebuie să mergem dincoace. Trebuie să mergem dincoace și să ne luăm niște... Pâine cu icre. Ok, trebuie să ne luăm niște din... Trebuie să ne luăm niște... Ok, deci nu merge să luăm asta. De ce? Poate mă întrebați. Ce? Putem să ne luăm tastaturi de gaming? O, ce frumos. O să ne luăm bine. Ce frumos arată. Trebuie să ne luăm altă tastatură, dacă tot se poate. Că sincer, 60% m-am avut eu. Luăm asta, Apex 7 TKL. Și mouse, ceva? Băi, ești nebun, dă-mă dracu. Pot să iau? Bă, dă-mă dracu, cât de blan arată. Hai să văd dacă... Uite, mouse-ul meu, Classic Basilisk, așa. Dar tastatura mea există oare? Cred că seamănă cu oameni ceva de pe aici. Nu știu, Logitech, o Razer sau ceva. Și Apex, interesant. Așa și mousepad-ul. Ceva mare așa cum am eu. Hai să mă pun ăsta pentru Fanboy Razer. Așa, bun. Hai să dăm switch-ul la PC. Dar faza interesantă este că n-avem OS. Da, bă, noi n-aveam oare stick-ul cu OS băgat aici? De ce viața e cruntă, bă, băieți, cu noi? De ce nu putem să ne luăm ceva de acolo? Incomplete case. Nu contează că avem incomplete case. Nu contește. Contează că nu pot să-mi iau de aici ce am eu nevoie, vezi? A nimic, bă, nu pot să-mi iau de aici. Search. OS. OS. Merge, bă. Merge. Putem să instalăm acum. Bă, deci n-am mai jucat jocul ăsta. Bă, și de aia nu știu, mă jur. Se vede că n-am mai jucat. Ne-a luat 20 fucking 3 de minute să construim un calculator. No. Explicați-mi și de mâncați așa. În sfârșit, hai să instalăm niște antivirus ca să ne luăm un kilogar și pe ăsta. Cum am luat eu pe calculatorul meu, ești nebun? Deci se mișcă la fel de bine ca și calculatorul meu, vă jur. Hai să dăm un 3 de mark. Ferem, tot am muncit atâta. Na, chiar să dau restart, lightning. Virus scanner. Instalează-te mai repede. De ce trebuie restart la toate programele? De care trebuie așa și învețarea, m-aș arunca de pe geam. Bine, se restartează mult mai bine față de cum se restartează PC-ul meu, ești nebun. Hai să instalăm și noi, putem să instalăm ceva virus sau ceva de genul. Putem să instalăm virus. Mă rog, anyway, scata a fost cu acest clip, băieți, dacă v-a plăcut, nu uitați, bușiți butonele, este nici 25 de like, băieți, v-aș fi super recunoscător dacă am vrut să strângem suma asta mirul volantă. Și un subscribe, băieți, de orice mai avem nevoie de 80 de abonați, băi, și ține și noi acolo foarte frumos, un 3000 de abonați, așa că eu am fost de aici până atunci, v-am lăsat, băi, vă pup!